Situația din țară, continuați să faceți o evaluare a miniștrilor în contextul în care premierul spune că este în și atribuția sa să facă acest și lucru? Și ieri în ședința conducerii Partidului Național Liberal. Deci, aici lucrurile cred că sunt foarte simple pentru toată lumea. Conducerea Partidului Național Liberal este responsabilă pentru modul în care Partidul Național Liberal se prezintă la guvernare, pentru modul în care Partidul Național Liberal guvernează România, dar este responsabil și pentru noi, suntem în fața celor care ne-au ales la Congres și pentru rezultatele de la următoarele alegeri. Este datoria noastră de a folosi întotdeauna cei mai buni oameni în prima linie și ca să știi care sunt cei mai buni oameni, trebuie să evaluezi. Valoarea se face la partid. Bineînțeles, atribuțiile, și eu n-am vorbit niciodată, nu știu de unde a apărut asta cu remanierea. Noi evaluăm membrii noștri și dacă nu sunt buni, le spunem că nu sunt buni. La urmă vom discuta, vom spune că fac rău partidul. De exemplu, eu când a fost și vă dau exemplu pe ce am făcut eu. Au fost discuții la un moment dat, era nevoie să facem această coaliție, și am spus, nu stă nimeni într-o funcție. M-am dat la o parte, am pus pe altcineva prim-ministru, am mers mai departe. Eu nu cred că există în Partidul Național Liberal... Dați o secundă, dați o secundă. Nu, aici este interpretarea noastră. Dacă îmi dați voie să duc o frază până la final, se clarifică totul. Deci, în Partidul Național Liberal nu este nimeni care să se țină de funcție. Și nu o spun eu. Eu spun că oamenii în Partidul Național Liberal sunt oameni care sunt în politică pentru cetățeni și pentru Partidul Național Liberal. Deci, ca să fie foarte clar, dacă unul dintre ei vede că în poziția sa afectează imaginea Partidului Național Liberal sau afectează pe români, sunt sigur, nu trebuie să spun eu ceva, se va da la o parte și va lăsa pe altul mai bun. O secundă. În ceea ce vrește remaniere, nu am spus niciodată despre remaniere. Eu am spus că fac evaluări și vedem cum stau oamenii noștri. Trebuie să îi îmbunătățim. Și în discuția de ieri am explicat despre comunicare. Vreau mai mult și acesta nu e un lucru, nu e un secret, vedeți și vreau să vedeți, că nu sunt foarte mulți dintre miniștrii Partidului Național Liberal care vorbesc despre programul Partidului Național Liberal, care vorbesc despre Partidul Național Liberal. Și este ceea ce le-am spus. Vreau mai multă implicare din partea miniștrilor, a premierului și așa mai departe. Dar ceea ce vește Partidul Național Liberal. Dați-mi voie să termin o frază. Premierul? Deci despre asta vorbesc acum. Eu vorbesc despre Partidul Național Liberal. Dați-mi voie să termin. Ca să închei cu remanierea. Este atributul constituțional al premierului. Punct. Da? Deci asta este. Dar miniștri, premierul sunt susținuți de Partidul Național Liberal. Noi, asta este, despre asta vorbim. Pe noi ne interesează Partidul Național Liberal și cetățenii României. Niciodată nu voi fi de acord să mergem într-o direcție care va afecta pe cetățenii României. Și am spus și ca să iară să nu fie interpretări, să nu fie nimeni acuzat. Nu sunt nemulțumit. Sunt îngrijorat de faptul că avem prețuri mari și rata inflației s-ar putea să depășească 10%. Eu vă spun că dacă depășește 10% martie, va fi foarte greu și costuri foarte mari vom aduce inflația în jos. Șomajul este în creștere, economia în scădere rapid, deficitul este în pericol. Deci sunt îngrijorat și aștept măsuri. Data trecută, o secundă, stați-mi voie. Să nu trecem, ieri a fost o declarație în fața jurnaliștilor pe cameră în care domnul Ciucă a spus evaluarea, da, dar și remanierea se fac la guvern. Și evaluarea și remanierea. Și cine oprește pe cineva să facă evaluare la guvern? Și dar dacă aceste evaluări nu coincid, nu sunt la fel, dacă dumneavoastră, evaluarea dumneavoastră și evaluarea domnului premier nu sunt la fel, ce se va întâmpla? Deci, să ajungem acolo. Încă o dată. Să ajungem acolo. Partidul Național Liberal a trimis niște oameni în guvern. De la secretari de stat, la miniștri, la premier. Îi susținem pe toți atât timp cât Partidul Național Liberal are de câștigat în așa ceva. Eu nu spun că acum este ceva negativ, eu spun că facem evaluări tot timpul, în fiecare zi, nu se întâmplă ieri, nu s-a întâmplat doar ieri sau alaltă, se întâmplă în fiecare zi. Eu sunt evaluat, colegii mei sunt evaluați, toată lumea este evaluată, deci apar și sondaje. Toată lumea este evaluată, nu înțeleg asta, de ce să ne fie frică de evaluări, eu nu înțeleg care este problema asta. Și evaluările până acum care ar fi în privința premierului? Eu v-am spus că în acest moment sunt îngrijorat de situația economică din România. În 2020, Partidul Național Liberal a arătat și în 2021 că poate să guverneze în cele mai dure situații și am garantat o revenire în veia economiei. Eu astăzi sunt îngrijorat pentru că nu văd cu măsurile de astăzi
cum ajungem la o revenire rapidă a economiei. Guvernul se răspunde asupra premierului, pentru că el este cel care conduce guvernul, deci dacă suntem îngrijorări economice... Îmi place cum luați dumneavoastră ce spun eu și reinterpretați. Eu spun că sunt îngrijorat de situația economică din România. Sunt îngrijorat de inflație mare. Aici nu este doar guvernul. Sunt toate instituțiile statului care au atribuții în a controla această situație economică. Trebuie vorbim. Inflație mare, dobânzi mari, economia care este sub așteptări, crește economică.